Bun găsit, dragi balanțe, și bine ați venit la etalarea voastră pentru săptămâna 19-25 aprilie. Vă reamintesc că sunt etalări pur generale, vă rog mult să luați din ele doar ceea ce se potrivește cu voi și de asemenea vă reamintesc că au apărut și filmările pentru a doua jumătate a lunii aprilie și de asemenea sunt și filmările dedicate primăverii, să vedeți ce evenimente au loc acolo, pe zona prietenilor, zona banilor, zona iubirii. Le găsiți în playlistul anul 2021 și vedeți acolo ce energii puternice sunt pentru voi. La baza pachetului avem diavolul, 4 de cupe, 6 de bâte, valetul de monede și 9 de spade. Foarte mult stres pentru o zonă financiară sau pentru ceva nou apărut în viața voastră. De asemenea, dragii mei, simt aici foarte intens această energie de victorie. Da? Poate v-ați stresat cu privire la niște bani, la o relație, la o situație anume din viața voastră și văd aici totuși o victorie, dar în același timp ori nu vă bucurați în totalitate pentru că aveți niște blocaje din punct de vedere emoțional, cumva în zona subconștientului vostru, niște dependențe, niște lucruri foarte ascunse acolo care vă țin captivi. De asemenea, posibil pentru alții dintre voi să vi se toarne în ureche tot felul de vorbe din acestea mai răutăcioase, da? Și de asemenea, poate aceste vorbe sunt menite să vă atenționeze că poate aveți anumite blocaje, da? Într-o anumită zonă, cumva sunteți dependenți de ceva anume sau vă doriți cu ardoare un anumit lucru. Hai să vedem situația 10 de monede, ce gândiți voi luna, ce simțiți voi 10 de bâte, ce stă la baza manifestărilor cavalerul de spade, în exterior 2 de spade, ce simte cealaltă persoană 2 de bâte și ce gândește cealaltă persoană regina de spade. Interesant până aici. După cum spuneam, discutăm despre niște dependențe financiare, despre un grup anume, un grup care este închegat și un grup în care sunt tot felul de intri și tot felul de lucruri din acestea mai puțin plăcute, mai ascunse. Tot acest 10 de monede, să știți că îmi vorbește de faptul că poate e o săptămână, da, sau o perioadă, că energiile se pot întinde și pe săptămâna anterioară și pe mai târziu, da, de 25 aprilie. Aici e interesant că poate aveți de-a face cu un grup de oameni, poate cu zona financiară, e o perioadă în care stați mai mult cu familia, la locul de muncă iarăși posibil să apară tot felul de intri și tot felul de lucruri din acestea ascunse. Poate cineva încearcă pe cât posibil să țină unită o familie, un grup de oameni, cineva își dorește aici foarte multă stabilitate. Ok. Ce gândiți voi? Luna, voi nu aveți toate elementele necesare, poate aveți vise profetice în această perioadă, sunteți mult mai senzitivi decât de obicei, e o perioadă în care poate aveți tendința să vă închideți în voi. Tot cu luna aici mă gândesc că aveți o intuiție fantastică, dragii mei, cei din zodia balanță, în următoarea perioadă. E interesant aici că parcă aveți de făcut alegeri, dar în egală măsură, după cum am spus, nu aveți toate elementele necesare pentru a face acest lucru. Sunteți confuși unii dintre voi, nu prea știți așa ce să faceți, unde să mergeți. Poate discutăm despre iarăși o instituție publică, o persoană cu uniformă, ceva aici ce faceți voi și poate aveți de luat o decizie în acest sens. De asemenea, posibil să țineți ascunse gândurile voastre, după cum am spus, să nu le exteriorizați pur și simplu. Și poate să mergeți mai mult pe zona intuiției. Ce simțiți voi? 10 de bâte. Cred că mesajul e de la sine înțeles în această carte. Voi simțiți așa foarte obosiți, ați obosit, e o așteptare în exteriorul vostru, e adevărat, ceva e la depărtare de voi, în timp sau fizic. Ceva aici vă, pur și simplu vă topește. Acum poate ajung, poate ați reușit, ați ajuns la această victorie, după cum am spus și aici în cărți. Da, unde? Aici, 6 de bâte. Deci ați ajuns la această victorie, dragii mei, și acest lucru vine la pachet cu niște responsabilități mari, acest lucru vine la pachet cu faptul că poate nu aveți foarte mult timp de sufletul vostru.
cineva aici este foarte blocat, ca să spun așa, și tind să cred că e cineva din exteriorul vostru și tocmai acest lucru parcă vă face pe voi așa să poate să mai aveți anumite atribuții referitor la persoanele apropiate sufletului vostru, cumva să fiți într-o poziție în care poate e nevoie să aveți grijă de cineva anume, poate din familia voastră, poate din zona prietenilor, poate cineva vă cere ceva anume în această perioadă și este foarte mult pentru sufletul vostru. De asemenea, simt că pur și simplu ajungeți într-un stadiu în care vi se cam umple paharul și poate e cazul să faceți nițel curățenie. La baza manifestărilor voastre este un eveniment total neașteptat care se întâmplă foarte, foarte rapid. Poate discutăm de faptul că aveți tendința să fiți ceva mai reci în exprimare în această săptămână, poate chiar mai gânditor și poate chiar să vă lăsați conduși de anumite simboluri, de anumite lucruri din viața voastră. Simt că vă apropiați foarte mult de zona aceasta energetică, de zona aceasta spirituală. Unele balanțe poate chiar sunt în trezire spirituală și atunci e normal să fie așa, că în momentul în care dai cu ochii de o ușoară altă realitate, în momentul în care vezi lucrurile cu alți ochi, e cam profund și este destul de intens, da? Și e normal să fie așa. Iarăși, o decizie sau o persoană indecisă din exteriorul vostru, posibil să vă facă o surpriză sau posibil acest lucru că încă nu se ia o decizie undeva anume. E ca și cum nu vă așteptați să fie această stagnare în exterior. Poate e o persoană de la distanță care are de luat o decizie și când aflați acest lucru e pur și simplu foarte surprinzător pentru voi. Hai să vedem în exterior, doi de spade. După cum am spus, cineva din viața voastră are de luat o decizie în ceea ce vă privește, cineva din viața voastră poate nu comunică suficient, cineva pur și simplu poate se izolează, poate evită să ia o decizie care este foarte importantă. E adevărat, e foarte greu de făcut. Discutăm despre planuri pe termen lung, poate chiar v-am spus zona instituțiilor publice, zona persoanelor cu uniformă, posibil și acest lucru. E o persoană din jurul vostru care pur și simplu parcă nu vrea să audă nimic, nu vrea să știe nimic. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, doi de bâte. Dragilor, în acest context eu tind să cred că cineva din viața voastră nu este foarte sigur, ori într-o colaborare cu voi, ori într-un grup de prieteni, această persoană pur și simplu vrea o siguranță, poate o siguranță a actelor, poate o siguranță din partea voastră, poate o siguranță din punct de vedere financiar. Poate aveți o persoană la distanță de voi, o persoană care pur și simplu stă în așteptare, o persoană care știe foarte bine ce vrea, însă în momentul de față chiar are nevoie de o confirmare din partea voastră, dragii mei. Ce gândește cealaltă persoană, regina de spade? Să știți că dacă sunteți femeie, cealaltă persoană se gândește foarte intens la voi, însă iarăși cealaltă persoană are nevoie de afecțiune, dragii mei, cealaltă persoană are nevoie de claritate. De asemenea, puteți să aveți de-a face cu un personaj din acesta mai rece, mai detașat, un personaj care nu prea dă așa de înțeles cum că ar avea nevoie de cineva. E o persoană independentă aici, văd. Pentru alții, v-am spus, poate să fie vorba de zona instituțiilor publice, de niște învârteli care poate se fac pe acolo, le mirosiți, simțiți voi așa că e ca o povară pentru voi, însă eu totuși cred că rezolvați. Cel puțin, poate dacă apelați la o persoană mai dreaptă, o persoană mai sinceră, mai rece, poate văduvă, poate singură sau văduv singur, da? Un personaj aici cu uniformă sau un personaj care v-ar putea ajuta, v-ar putea clarifica lucrurile, pentru că uitați, voi aveți intuiția necesară, cealaltă persoană are mintea necesară. Frumos, dragii mei, cei din Zodia Balanță, e o etalare interesantă pentru voi, e o săptămână plină, e adevărat, o săptămână cu cărți de destin aici,
o săptămână în care sunteți provocați să dați față în față cu anumite lucruri din subconștientul vostru și eu cred că reușiți cu mare drag. Vă trimit multe gânduri bune, vă iubesc, vă pupăcesc și ne vedem la filmările zilnice pe semnele zodiacale.